Iubiți prieteni, bine v-am găsit la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii În Lumina Cuvântului, emisiune în care ne propunem de fiecare dată să privim în Cuvântul lui Dumnezeu și pornind de la Cuvântul lui Dumnezeu pe care o să-l citim, să învățăm anumite aplicații practice pentru viața și slujirea fiecăruia dintre noi. Invitatul emisiunii de astăzi este pastorul Iulian Costea, pe care cu bucurie îl salut și îi spun bun venit în cadrul emisiunii. Bine te-am găsit și Dumnezeu să te binecuvânteze, Radu, și pe telespectatorii noștri de astăzi. Ne întoarcem la una dintre cărțile foarte, pe de o parte, teologice, iar pe de altă parte foarte practice ale Noului Testament, epistola scrisă de Apostolul Pavel Bisericii din Efes. Suntem în partea a doua cărții, în capitolul 4, aici unde Apostolul Pavel abordează lucruri concrete, practice, atât în ce privește trăirea personală, dar și în ce privește aspectul lucrării sau al slujirii bisericii locale. În mod special, avem în atenție pasajul de la versetul 7 la versetul 16, pe care te rog să îl citești cu voce tare pentru a fi proaspăt și în mintea celor care ne urmăresc. Să urmărim împreună acest cuvânt. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit, ce înseamnă decât că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit, mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. În emisiunea precedentă am vorbit despre ideea centrală a primelor 16 versete din capitolul 4, idee pe care te rog să o repeți pentru a o avea proaspătă în minte atunci când discutăm referitor la slujire. Apostolul Pavel pleacă de la ideea că credinciosul care a fost și este beneficiarul harului lui Dumnezeu manifestat prin lucrarea lui Hristos trebuie să trăiască într-un mod vrednic de chemarea pe care a făcut-o Hristos. Și vorbeam în paragraful anterior, în emisiunea anterioară, vorbeam despre unitate, despre chemarea lui Dumnezeu ca biserica, trupului Hristos să fie una, văzând-o oarecum ca un rezultat al lucrării pe care a făcut-o Dumnezeu în viața credincioșilor, aducând-o în imaginea bisericii ca o provocare naturală sau un rezultat natural al umbrării cu Hristos. Venind de data aceasta, tot în același iz al unității, Apostolul Pavel vorbește în versetele pe care le-am citit despre slujire. Și vom vedea pe parcursul emisiunii că atunci când este vorba de unitate, slujirea este locul sau domeniul în care se vede cel mai pronunțat prezența sau absența unității. Și Apostolul Pavel face aici câteva clasificări. Eu m-am gândit să le privim din cel puțin trei perspective. Să ne uităm întâi la care este sursa chemării și a darului spiritual atunci când vorbim despre slujire.
care este natura chemării și a darului spiritual atunci când este vorba de slujire și care în esență este scopul pentru care Dumnezeu dă daruri în biserică, tot atunci când este vorba despre lucrarea de slujire. De fapt, unitatea bisericii este cheia unei slujiri eficiente. Și în ciuda diversității din interiorul bisericii, chemarea lui Dumnezeu este ca noi să trăim în unitate. În versetul 7 spune, dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Putem spune că fiecare credincios născut din nou are un anumit dar sau poate mai multe primite din partea Domnului cu care poate sluji în trupul lui Hristos? Da, Apostolul Pavel raționează de fapt experiența creștină ca funcționând după următorul mecanism. Ne-am întâlnit cu Hristos, am înțeles dragostea pe care El ne-a arătat-o, ne-am prăbușit la picioarele crucii cerând iertarea lui Dumnezeu, am fost izbăviți de sub puterea păcatului, am încheiat legământul slujirii cu Dumnezeu și de acolo, echipați fiind de Dumnezeu în mod supranatural, fiecare credincios devine lucrător împreună cu Dumnezeu în vederea extinderii împărăției glorioase a lui Dumnezeu. Având în vedere acest mecanism, acestei realități atunci când vorbim despre experiența creștină, nu putem vorbi despre credincioși care n-au niciun fel de dar. Pentru că atunci când Dumnezeu ne cheamă la mântuire, de fapt, unul din scopurile cu care a făcut lucrul acesta, pe lângă acela de a sluji de laudă slavei Lui, este acela de a fi lucrători împreună cu Hristos. Ori pe toți cei care sunt lucrători împreună cu Hristos, Dumnezeu i-a echipat pentru o slujire sau o lucrare eficientă în Împărăția lui Dumnezeu. Înseamnă că chemarea Domnului pentru fiecare dintre noi este nu la pasivitate, ci la acțiune. Citeam odată un fel de motou, mi-a plăcut ideea acelui motou care spunea că avem veșnicia la îndemână ca să savurăm și să celebrăm toate victoriile câștigate aici, dar avem doar o singură viață ca să le putem obține. Foarte frumoasă, foarte frumoasă subliniere. Unul din lucrurile la care aș vrea să ne uităm, atunci când vorbim despre slujire, încerc să mă gândesc ce s-a întâmplat în biserica din Efes sau ce se petrecea acolo atunci când Apostolul Pavel scrie această epistolă. Probabil că provocarea sau invitația spre unitate era generată de anumite situații care aveau loc în biserică. Probabil că credinciosul născut din nou se uita în biserică și vedea diversitatea. Îl vedea pe unul făcând o anumită lucrare, pe altul făcând o altă lucrare, să zicem, lucrarea de predicare a Evangheliei, lucrarea de prorocie, lucrarea de administrare a trupului lui Hristos în diverse capacități. Ei, văzând toată diversitatea aceasta, probabil credincioșii au devenit bulversați. Au zis, domnule, la ce nivel ar trebui să se manifeste umblarea noastră împreună? Cum putem să armonizăm toate treburile astea? Și cred că, anticipând oarecum sau imaginându-mi întrebarea care a stat la bază sau realitatea care stă la baza acestei epistole, îl văd pe Apostolul Pavel spunându-le, voi nu trebuie să vă uitați la lucrurile pe care le faceți în biserică ca fiind, eu știu, dintr-o perspectivă individualistă. Fiecare să fie preocupat de obținerea rezultatului celui mai bun în domeniul în care el este implicat. Ci obiectivul vostru este ca pe ansamblu lucrarea să fie realizată. De aia vine și spune aici că tot trupul bine închegat, strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Apostolul Pavel practic îi aduce și le arată imaginea pe ansamblu a lucrării din care ei fac parte. Și pentru ca să așeze în mintea lor o atitudine corectă față de slujire, el face aici câteva referiri cu privire la sursa chemării sau slujirii în biserică. Și el vine și spune că, de fapt, Hristos este Cel care a chemat pe toți, pe fiecare în parte. Vorbind despre lucrarea lui Hristos, probabil era proaspăt în mintea Apostolului Pavel promisiunea Domnului Iisus Hristos că, cunoscută de la Luca, cel care scrie Evanghelia și Cartea Faptele Apostolilor,
promisiunile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos ucenicilor. Le-a spus, eu mă duc, mă las la cer, dar nu vă las singur, vă trimit pe Duhul Sfânt, care vă va echipa, vă va pregăti, va fi cu voi pentru lucrarea care o aveți de făcut. Și el îl vede pe Hristos autor al fiecărui dar sau cel care dă fiecare dar în biserică. Și atunci vine și lansează provocarea omogenizării sau slujirii împreună prin imaginea Hristosului care dă fiecăruia. Deci eu, chiar dacă am primit eu un anumit dar personal în trupul lui Hristos, așa cum eu am primit de la Hristos, și fratele care este lângă mine, tot de la Hristos a primit. Și asta probabil conduce sau ne ajută să înțelegem importanța fiecărei slujiri, nu? Din trupul Domnului Iisus Hristos. Că nu este una mai mică decât cealaltă sau una mai mare decât cealaltă, pentru că fiecare dintre ele își are valoarea în faptul că Hristos a identificat fiecare arie. Și dacă Hristos a spus că trebuie să existe predicator, trebuie să existe evangeliști, trebuie să existe păstori, trebuie să existe apostoli, trebuie să existe proroci în biserică, el a știut că fiecare, aducându-și contribuția, formează acel întreg. Și fiecare, drept urmare, este important la rândul lui. De multe ori există o implicare a oamenilor în ce privește împărțirea slujbelor, a darurilor și asta pe de o parte. Pe de altă parte, sunt alții care pun totul pe seama lui Dumnezeu, dar neglijează reacția celorlalți din jur. Cineva spunea că Dumnezeu este cel care cheamă pe oameni într-o anumită formă de slujire, dar biserica recunoaște lucrarea respectivă sau are datoria să recunoască și poate fi un test al autenticității acelei chemări. Bineînțeles că atunci când Dumnezeu lansează o anumită chemare, eficiența acelei chemări este dată de modul în care ea își găsește aplicabilitate în viața semenilor, nu? Pentru că noi primim daruri din partea lui Dumnezeu pentru zidirea celorlalți. Deci dacă darul pe care eu îl am nu zidește biserica, și eu acolo aș vedea mai degrabă confirmarea decât în votul democratic. Pentru că noi am ajuns în perioada bisericii contemporane să promovăm votul democratic, care eu nu cred că este biblic. Deci acum îl facem pentru că așa ne-am obișnuit și n-aș vrea să fac remarci vis-a-vis de originea votului în biserici. De unde vine ideea de vot în biserică? Este o manieră, va fi probabil foarte greu de schimbat, pentru că oamenii simt oarecum să ei să valideze printr-un ștampilă persoana care stă acolo în față, lucru care nu îl găsim niciunde în Biblie. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute ca în biserică să ajungem la faza în care să înțelegem că de fapt validarea unei slujiri se face prin eficiența și aplicabilitatea slujirii respective atunci când este vorba de zidirea bisericii, nu când este aprobată prin vot. Aș face o mică paranteză aici. Nu știu câți dintre cei care votează astăzi, de exemplu, în biserici, mai au o zi de post înaintea lui Dumnezeu să spună, Doamne, astăzi trebuie să hotărâm cine să fie pastorul acestei biserici. Și să se consulte cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să întrebe pe Domnul, Doamne, cine este omul pe care Tu-l vrei înaintea noastră? Mă gândesc la modul în care Domnul și-a ales ucenicii. Înainte să facă alegerea finală, ca să spunem așa, Biblia spune că toată noaptea s-a rugat. Mă gândesc la cât de firești uneori sunt alegerile noastre și la modul lumesc în care de multe ori abordăm slujirea, lăsând poate pe ultimul loc sau nici măcar gândindu-ne că de fapt asta e o lucrare spirituală și că atunci când facem lucrarea aceasta, de fapt trebuie să ceri ajutorul lui Dumnezeu și călăuzirea lui Dumnezeu. Intervin prietenii, relații, familie și alte lucruri de genul acesta. Da, și revenind la validarea aceea, cred că e bine probabil să aducem în atenția ascultătorilor noștri că în Biserica Domnului responsabilitatea, da, este de a valida chemarea sau de a confirma chemarea făcută de Dumnezeu. Însă confirmarea aceasta trebuie făcută pe baza
eficienței zidirii trupului Hristos, nu pe baza oricărui alt considerent și cele pe care le menționai. Dumnezeu dă daruri, Hristos dă daruri, Hristos cheamă în lucrare. E drept că biserica trebuie să-și ajute, să ajute individul sau corpul de credincioși maturi din biserică. Trebuie să ajute individul să înțeleagă că slujirea, de fapt, trebuie să fie una care să-L glorifice pe Dumnezeu prin mărturia pe care o are cel care face slujirea respectivă, dar și trebuie să fie eficientă prin rezultatele pe care le produce. Mi-aduc aminte de o glumă, dar este destul de relevantă pentru contextul în care discutăm aici. Cineva a visat odată un vis și a văzut pe perete trei litere, DSP. Și el a interpretat literele respective cu chemarea lui Dumnezeu ca el să meargă să predice. El a crezut că Dumnezeu vine să-i spună, du-te să predici. Și s-a apucat să predice omul și a mers și a zis într-o biserică, nu i-a spus nimeni nimic până acolo. Toți, din respect, din, eu știu, pe ce considerente, nu l-au abordat. Tolerau situația. A ajuns într-o biserică și un frate păstor mai vârstă a zis, noi, dar cine ți-a spus ție că ești predicator? Și fratele, plin de bucurie, a mărturisit cum s-a născut în mintea și în inima lui lucrarea asta și cum, de fapt, el răspunea unei provocări divine. Și bătrânul pastor a zis, nu, n-ai înțeles bine literele alea. Că, de fapt, tu fiind agricultor, Dumnezeu îți spunea, du-te seamănă porumb. Nu, nici de cum nu îți spunea, du-te să predici. Are biserica un rol de a identifica chemarea, însă cred că chemarea, identificarea chemării trebuie să fie făcută pe considerentele eficienței slujirii unei persoane, nu neapărat prin validarea prin vot. Da. Probabil că aici putem vorbi de cel puțin două extreme care, zic eu, trebuiesc evitate în lucrare. Pe de o parte, individualismul, când omul pornește pe drum și nu ține cont de nimeni, susținând, Domnul m-a chemat, Domnul m-a trimis, asta e lucrarea la care Dumnezeu mă cheamă, dar nu vede nimeni lucrul acesta. E o extremă și asta. Dar există și extrema aceea a laicizării slujirii, în sensul în care oamenii pun oameni, dar fără să aibă chemare din partea lui Dumnezeu. Este ca și cum, de exemplu, eu m-aș apuca să cânt solo în biserică, dar eu știu sigur că Dumnezeu nu m-a chemat la lucrul acesta. Da. Și nu faci decât să faci pagubă. Mă chinui și pe mine și pe alții. Da, exact. Da. Mă uit la construcția versetului 11, unde apare această listă a unor daruri, a unor slujbe. Urmează să vedem dacă e o diferență între daruri, slujbe. Zice Apostolul Pavel, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Și totuși unii dintre noi s-ar putea să nu se regăsească nicăieri în aceste cinci. Da, vorbind, cred că aici putem deja merge și vorbi un pic despre natura chemării, natura slujirii. Și unul, cel puțin înțelegerea pe care o am până la momentul acesta asupra acestui pasaj este că aici Apostolul Pavel nu vrea să prezinte o listă completă, o listă exhaustivă a slujbelor din biserică. Cu atât mai mult, dacă el nu vine să prezinte o listă exhaustivă, cred că nici nu a avut intenția de a prezenta o oarecare ierarhizare a slujbelor din biserică. Și eu cred că Apostolul Pavel vorbește mai mult despre despre diversificarea sau diversitatea slujbelor din biserică. Și ia aici aceste slujbe pe care le prezintă apostol, proroc, evanghelist, pastor și învățător și le prezintă ca fiind cele cinci sau cinci arii în care există o slujire publică. N-aș vrea să merg cu suspiciunea că în area aceasta sau în domeniul acesta era problema unității bisericii din Efes. Însă, cred că atunci când el vine și prezintă această listă, scopul lui este de a arăta că fiecăruia i-a dat Dumnezeu o anumită responsabilitate, însă tuturor, indiferent de responsabilitate, le-a dat Dumnezeu chemarea cu același scop. Și există o diferențiere prin chemarea lui Dumnezeu
nu prin superioritate. Eu am întâlnit și probabil printre ascultătorii noștri sunt persoane care au avut parte de asemenea interpretări. Am întâlnit oameni care, la limita obrăzniciei, au venit, de exemplu, spunând că au slujba de proroc și s-au adresat pastorului spunându-i: Domnule, eu sunt mai mare ca tine. Tu trebuie să asculți de mine. Folosindu-se de versetul acesta, spunând ordinea cuvintelor. Chiar am asistat la o situație în care cineva îi spunea: ce mă, pastor, e undeva acolo pe la final, pe la sfârșit, deci n-are niciun fel de astea sunt chestii minore, că nu vine de la Dumnezeu, că pastor e pus de oameni, prorocul e pus de Dumnezeu. Eu cred că noi trebuie să ne îndepărtăm de asemenea interpretări și să vedem de fapt ce vreau să spun Apostolul Pavel aici. Apostolul Pavel a constatat o realitate din biserica contemporană lor, spunând: sunt apostoli, sunt proroci, sunt evangeliști, sunt păstori, sunt învățători în biserică, dar fiecare își face slujba încredințată lui, având ca scop desăvârșirea sfinților sau zidirea trupului Hristos. Păstrarea unui grup compact. Nu? Dacă revenim iarăși la aceeași idee a unității, că de fapt scopul tuturor este acela de a duce biserica împreună în vederea împlinirii scopului ultim, de a ne desăvârși în împlinirea mandatului încredințat de Dumnezeu, de a fi ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Mă gândesc că ar fi bine puțin să definim cele cinci domenii sau cele cinci direcții de slujire pe care le identifică Apostolul Pavel: apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători, pentru că una dintre întrebările pe care le-au avut cercetătorii Sfintelor Scripturii de-a lungul vremurilor este întrebarea dacă aceste daruri sunt permanente sau dacă sunt temporare. Adică au fost doar în vremea bisericii primare sau trebuie să le avem și astăzi în Biserica Creștină? Acum, cred că înțelegerea acestor lucruri depinde de modul în care vedem funcționalitatea darurilor în biserică. Eu cel puțin înțeleg darul ca o manifestare spontană a Duhului, pe care o dă Duhul în funcție de nevoia bisericii și cu scopul cu un scop clar, scopul edificării bisericii. Deci, Iulian poate beneficia de manifestarea unui dar supranatural, dar asta nu-l face pe Iulian stăpânul darului respectiv. Deci eu nu pot să spun că eu sunt proroc pentru că am prorocit, de acum să-mi însușesc această slujbă, mai ales după modelul vechi testamental, pentru că am avut parte de o manifestare supranaturală a darului prorociei. Că poate Dumnezeu foarte bine să manifeste darul prorociei prin oricare din credincioșii din biserică. Prin oricare din credincioșii maturi. Eu nu cred că Scriptura, atunci când vorbește despre darurile spirituale, Dumnezeu a consacrat o persoană strict numai pentru darul respectiv. Ci manifestarea darurilor, eu cel puțin o văd, o manifestare spontană, accesibilă oricărui credincios din biserică. Atunci când... Cel puțin teoretic vorbind. Cel puțin teoretic, dacă putem spune așa. Cum văd biserica? Văd biserica ca întreg, da? Și în momentul în care noi ne aducem slujirea înaintea lui Dumnezeu, în trupul Domnului Iisus Hristos, are loc manifestarea darurilor spirituale accesibilă fiecărui credincios din trupul acela. Dacă am prezenta cele cinci slujbe pe primul loc, dacă putem spune așa, apare lucrarea aceasta a apostolilor. Avem apostolii cunoscuți în Noul Testament, cei 12, apoi unul a căzut, a fost altul adus în locul lui Iuda. Sunt și alte persoane care nu erau dintre cei 12 și au fost apreciați ca fiind apostoli. Putem vorbi despre Pavel ca fiind apostol din afara grupului respectiv, dar astăzi putem vorbi despre lucrarea apostoliei? Mai avem apostoli astăzi? Depinde ce înțelegem prin apostol. Ce înțelegem? Eu cel puțin înțeleg prin apostol o persoană folosită de Dumnezeu, trimisă de Dumnezeu, pentru deschiderea
de noi drumul de ceea ce vrește înaintea Evangheliei. Deci, uitându-mă la ceea ce au făcut cei 12, nu văd apostolia ca o slujbă încredințată unui grup select, celor care au fost și au fost martori oculare ai Domnului Iisus Hristos. Că atunci și Taică a fost apostol, că și el l-a văzut pe Domnul răstignit. A avut, practic așa s-a întors el la Domnul. A avut imaginea, a văzut o vedenie cu Hristos răstignit, Hristos pe cruce. Și asta a fost punctul în care el și-a predat viața Domnului. Și atunci dacă merge pe ideea, de ce fac sublinia asta? Că sunt unii care vin și spun că apostolul Pavel se califică să fie apostol pentru că a avut parte de arătarea de pe drumul Damascului. Ci văd mai degrabă apostolia ca acea lucrare de deschidere de drumuri noi în ceea ce privește înaintarea Evangheliei. Și pe considerentul ăsta, eu cred că mai sunt apostol și astăzi. O altă interpretare pe care am auzit-o și care, chiar dacă nu o susțin cu convingere, cel puțin o accept ca fiind viabilă, este că apostolul este o persoană care operează sub călăuzirea Duhului Sfânt, în viața căruia se văd prezente mai multe daruri spirituale. Și din punctul acesta de vedere, eu cred că sunt apostol și astăzi. Noi nu facem ordinări de apostoli. Am fost în Africa recent și acolo au apostoli, că l-am prezentat pe pastorul, sau l-am salutat pe pastorul bisericii unde am fost, cu fratele păstor, și am zis numele și am transmis saluturi personale și din partea fraților, și cineva m-a corectat că nu pastor, că e fratele apostol și să nu mai greșesc. Nu-l chema apostol. Nu-l chema apostol. Dar trebuia să subliniez că este apostol pentru că este slujba lui. Ori în ce privește, dacă vorbim despre investirea în anumite slujbe, atunci dacă ar fi să luăm lista aceasta ca o listă exhaustivă de slujiri și de a urmări continuitatea acestor slujiri în interiorul bisericii, înseamnă că noi, biserica de astăzi, suntem foarte, foarte vitregiți. Noi nu mai avem decât o singură slujbă prin care, sau în care consacrăm oameni astăzi, dintre cele cinci de aici. Păstorii. Mergi în biserici locale și ai să vezi că foarte greu, dacă întreb cine este proroc aici în biserică. Foarte mulți sunt cu da-dar. Deci după descrierea aceasta, da, e un om, ok, au făcut și bine, da, e proroc, dar cu anumite rezerve. Totdeauna prorocul ăla bun e din altă parte. Îl cunosc și este departe. Eu cred că există proroci și astăzi. Ce înțelegi prin proroci? Am asistat și am auzit câteva mesaje predicate de un predicator destul de cunoscut în lumea evanghelică, care spunea că a proroci înseamnă a vorbi înainte și înseamnă a vorbi în fața unui public. Asta înțelegea el prin a vorbi ca înainte. Ca predicare. Eu nu cred că atunci când Biblia vorbește despre prorocie, vorbește despre procesul predicării. Chiar dacă în predicare poate să existe și dimensiunea aceasta a prorociei, dar prorocia vizează descoperirea tainelor inimii, vizează prezentarea sau descoperirea lucrărilor din viitor, nu? Care urmează să se întâmple. Descoperirea tainelor care nu sunt cunoscute sau accesibile prin prisma logicii umane. Și dacă ne uităm din punctul acesta de vedere, sunt proroci astăzi și sunt experiențe, nu una. Evangheliști. Acum, cum îi diferențiem de apostoli? Evangheliștii de apostoli. Oarecum terenul este foarte asemănător. Diferențierea pe care noi o vedem, sau cel puțin care se face astăzi, evanghelistul este persoana itinerantă care merge și circulă dintr-un loc în altul. Predică, predicând Evanghelia, pe când apostolul este omul care începe anumite lucrări și supraveghează așezarea lucrării respective după oarecare finalizare, mutându-se într-o altă arie sau într-un alt loc pentru același scop de a ajuta Evanghelia să înainteze. Referitor la această natură a chemării sau a darului, așa cum este prezentat aici de apostolul Pavel, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Putem considera că
În biserica primară era un anumit grup recunoscut la nivel de biserică locală. Ăștia sunt învățătorii bisericii? Categoric. În ce privește slujba de învățare, Apostolul Pavel se adresează unora, dacă ne uităm în saluturi, în general, la epistolele pe care el le scrie, celor care erau implicați în creșterea bisericii prin învățarea cuvântului. Epistolele pe care el le scrie erau citite de anumiți membri ai bisericii care erau consacrați pentru sau investiți cu autoritate pentru a învăța biserica. Ori când veneau anumite clarificări care erau ulterior citite în biserică, erau citite de persoanele vizate, de persoanele care erau investite cu autoritate pentru a face lucrarea aceasta. Ne uităm la Timotei, de pildă. Apostolul Pavel îl trimite și apoi îi dă câteva instrucțiuni clare și spune cam cum trebuie să așeze el lucrarea în biserică. Printre care unul din lucrurile era, care revenea în responsabilitate, era să apere cuvântul și să predice cuvântul în biserică, să învețe biserica. Toate aceste daruri operează în cadrul bisericii locale. Deci asta ar însemna că fiecare se raportează la biserica locală și implicit la pastorul bisericii locale. Cum ar trebui să se raporteze, de exemplu, prorocul față de biserica locală, față de pastorul bisericii locale? Cum ar trebui să se raporteze, de exemplu, evangheliștii la biserica locală, dar misionarii? Mergând pe aceeași linie referitor la învățători, este pastorul și învățătorul bisericii sau pot să fie două lucruri diferite? Cum se raportează învățătorul la conducerea locală? Ce privește structura de autoritate, eu cred că pasajul acesta nu vine să așeze sau să abordeze problema autorității în biserică. Eu cred că sunt alte pasaje din Scriptură și pentru mine cel mai ilustrativ bloc de text din Scriptură sunt primele trei capitole din Cartea Apocalipsei, în ce privește responsabilitatea slujirii pastorale în biserică. Cuvântul lui Dumnezeu, transmis în mod supranatural, este adresat unei persoane, îngerul bisericii. Acum, și aici sunt destule interpretări pe marginea a îngerului. Cine este îngerul bisericii? Dar o interpretare comună, o interpretare destul de acceptată, este că persoana vizată era pastorul bisericii, liderul bisericii. Cel care era responsabil înaintea lui Dumnezeu de ce se întâmpla acolo. Era o anumită persoană. Dacă ne gândim la Apostolul Petru, el scrie prezbiterilor sau celor care erau puși să conducă biserica, spunându-le să aibă grijă cum fac lucrarea asta, că ei vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu de modul în care își împlinesc responsabilitatea în biserică. Deci există o structură de autoritate, iar în gândirea biblică, în gândirea nou-testamentală, pastorul, episcopul, supraveghetorul, bătrânul, prezbiterul, era omul care era în fruntea poporului, în fruntea bisericii. Aș vedea oarecum o structură de tip piramidal, da, cu o persoană responsabilă înaintea lui Dumnezeu, însă care lucra împreună cu toate celelalte persoane investite de Dumnezeu cu autoritate în diverse slujiri. O structură de tip piramidal, însă fondată sau bazată pe slujirea în echipă. Evident, având la temelie atitudinile care duc la unitate, despre care vorbeam din primele trei versete. Pentru că de multe ori noi vedem că în anumite locuri funcționează colaborarea aceasta într-o anumită măsură, dar în alte părți nu prea funcționează colaborarea între pastor și proroc sau între pastor și evangheliști. Bine, eu cred că aici ce este, dacă am mers în direcția aceasta cu discuția, cred că ce este important de ținut seamă atunci când vorbim despre slujirea în trupul lui Hristos este că armonia slujirii ține de o comunicare eficientă. Și eu cred că reușita oricărui sistem de conducere, indiferent de ce tip de sistem de conducere a după biserica locală, armonia și reușita depinde de armonie și armonia depinde de comunicarea și abilitatea de a comunica, în primul rând, a celui care este în frunte, în vârf, și apoi a celor care sunt împreună în aceeași echipă. De exemplu, auzim de multe ori fie persoane care zic, domne, veniți după mine și vedeți voi ce aveți de făcut pe drum,
Sau cealaltă extremă, oameni, dar cum să vorbim noi despre frustrările pe care le avem, că n-avem cum să ne manifestăm? Eu cred că trebuie să existe o comunicare reciprocă. Cel care este chemat de Dumnezeu, investit de Dumnezeu cu autoritatea de a conduce biserica, trebuie să comunice cu absolut toate persoanele care sunt implicate în slujire. Și de aici este, de fapt, provocarea pastorației în general. Eu cred că pastorul trebuie să comunice foarte strâns cu prorocii din biserică, să încurajeze un spirit de genul acesta. Trăim într-o perioadă în care pastorilor le este aproape și teamă să mai dezvolte o relație foarte strânsă, pentru că a existat tendința aceea ca prorocul să controleze pastorul. Și au fost foarte multe situații de genul acesta. Și din teama aceasta s-a produs această divizare, această separare între pastor și proroc, de exemplu. Vine evanghelistul și îi spune, acum trebuie tot să moară, aci că a ajuns vedeta. Lucru care este foarte greșit. Eu cred că evanghelistul trebuie să comunice cu pastorul local. Da, care este viziunea? Vreți să faci o săptămână de evanghelizare? Folosiți modelul acesta, că este cel mai cunoscut în comunitatea românească. Faci o săptămână de evanghelizare. Pe mine mai chema marți. Ce ai vrea? Sau ce ți-a vorbit Domnul? Ce fel vezi lucrurile cu privire la slujirea mea în biserică? Și trebuie să recunoaștem că ne este și greu aproape să întrebăm, nu când suntem chemați la evanghelizare, să întrebăm pe pastorul local, ok, ce ți-a vorbit Domnul cu privire la lucrarea asta? Care ar fi nevoia? Care ar fi nevoia? Sau dacă spui sau întrebi, ți-ar spune, frate, predică ce te călăuzește Domnul, din Biblie să fie. Și în absența, aș putea spune că poate chiar în absența unei viziuni concrete cu privire la lucrarea evanghelizare, comunicarea dintre evanghelist și pastor are de suferit. Să nu mai vorbesc dintre celelalte, departamentul de învățătură. Uneori, învățătorul, dacă este o persoană care are abilitatea de a învăța. Teologul. Devine un fel de vedetă a grupului local, un fel de guru. Și domnule, nu cumva pastorul să vină să zică ceva către el, dacă pastorul nu este și învățător. Am întâlnit situații în care în biserica locală pastorul nu era foarte înzestrat în ale oratoriei. Nu putea comunica foarte clar în public, dar era un om chemat de Dumnezeu să păstorească biserica asta, având daruri speciale din partea Domnului celor și administrarea, dar la capitolul predică, la capitolul studiu biblic, avea lacune destul de mare. Și atunci avea lângă el anumite persoane care s-au remarcat prin abilitatea de a comunica sau prin abilitatea de a elabora anumite studii, a prezenta anumite studii. Și există așa o oarecare tendință de superioritate. Asta este foarte dăunătoare în biserica locală. Vorbeam de smerenie. Când vorbim de smerenie, atunci când este vorba despre slujbe în biserică, știți unde văd eu bătălia mare? Când încep oamenii sau membrii din biserică să aprecieze o slujbă sau slujirea unei persoane în detrimentul altei persoane din biserică. Acolo este, de fapt, examenul smereniei. În ce fel știu să îl ridic pe celălalt de lângă mine? Și stără, domnule, uite valoarea lui, uite, de fapt, cu ce poate el contribui sau care este rolul lui. Acolo cred că este examenul fiecare dintre noi atunci când este vorba de slujire la capitolul smereniei. Ai amintit la începutul emisiunii o anumită structură pe care doresc să o parcurgem în cadrul discuției, pornind de la sursa chemării sau a darului, apoi natura chemării și în cele din urmă scopul chemării sau al darului. Ce ai în perspectivă referitor la aspectul acesta, al scopului? Cred că Apostolul Pavel vine și sublinează foarte clar aici că de fapt slujirea, indiferent care ar fi aria, vizează edificarea sau zidirea trupului Hristos. Oricare dintre membrii bisericii, atunci când prorocul, de exemplu, își înțelege menirea de a zidi biserica lui Hristos, aduce prin contribuția darului pe care el l-a primit din partea lui Dumnezeu, aduce acea împlinirea acelei responsabilități care îi revine lui în zidirea bisericii. Apoi pastorul. Da? De exemplu, și se întâmplă foarte frecvent în bisericile locale. Dom'le, vreau ca pastorul să vină să mă viziteze. Dar nu o să poată prorocul să facă slujba aceasta din partea, în locul pastorului. Pentru că este oarecum o așteptare
nescrisă, uneori exprimată, de la păstor, ca pastorul să vină să se ocupe de îngrijire sau să-l caute pe o anumită persoană, să-l ducă să-l caute la spital. Fiecare dintre noi, atunci când ne aducem darul sau când ne împlinim slujirea, trebuie să ne gândim că fără de slujirea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu nouă, nu se zidește trupul lui Hristos. Poate fi și un test al lucrării și slujirii noastre, zidirea, adică te uiți și ce lași în urma ta. Pentru că te uiți în urma unor persoane, fie că e vorba de așa ziși misionari care merg din biserică în biserică, sau așa ziși proroci care au tot felul de mesaje, dar când te uiți în urmă la ce rămâne, uneori trebuie să spui că de fapt nu a existat o zidire în cazul respectiv, dimpotrivă, poate că a rămas în urmă tulburare. Da, categoric, cea mai clară dovadă a unei slujiri încredințate de Dumnezeu unui individ, unei persoane din trupul lui Hristos, este ce rămâne în urmă, ce se zidește, nu? Și, de fapt, Apostolul Pavel vorbește când scrie Corintenilor despre conceptul acesta, că va veni vremea când va exista, va veni încercarea focului. Și când, poate nu e foarte vizibilă, nu sunt foarte vizibile rezultatele slujirii unei persoane pe un anumit timp dat sau pe o anumită bucată de timp, bloc de timp dat. Dar va veni vremea în care Dumnezeu va pune foc în dreptul lucrării fiecăruia sau la lucrarea fiecăruia. Când Dumnezeu îți dă foc la bagaje. Da, deci și în urma încercării focului se va vedea ce a rămas în urmă, ce s-a zidit. Nu? Eu aici aș invita ascultătorii noștri să nu uităm că, de fapt, noi suntem atât de importanți, fiecare dintre noi, în trupul Domnului Iisus Hristos, încât chemarea lui Dumnezeu este ca fiecare dintre noi să ne aducem darul pe altar. Să nu așteptăm numai ca pastorul, evanghelistul, prorocul, învățătorul să-și aducă slujba lor, ci în funcție de chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, fiecare dintre noi să ne facem partea noastră. De exemplu, la lista aceasta, una din întrebările pe care eu aveam când am citit lista, nu, mă întrebam unde sunt diaconii. Că diaconii îi găsim în Cartea Faptelor Apostolilor. Nu, unde sunt cei care sunt folosiți de Dumnezeu să facă minuni, nu, au darul minunilor. Unde sunt cei care se ocupă de diverse aspecte de slujire socială. Unde e Dorca, nu? Care cosea haine pentru... Ajutorările. Unde sunt ajutorările? Nu sunt prinse în lista aceasta. De aceea zic că în funcție de chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu fiecăruia dintre noi, să ne aducem fiecare dintre noi contribuția în așa fel încât să se zidească trupul lui Hristos. Aș vrea să folosesc un exemplu. Slujind la Moldova Nouă, o localitate de undeva din sud-vestul României, era o familie în biserică și fratele păstor l-a solicitat de mai multe ori pe fratele să predice. A zis, nu m-a mai solicitat să predic. Că nu simt că darul meu este acolo. Și atunci fratele păstor l-a întrebat, dar care este darul tău? Care este slujirea pe care ți-a crețat Dumnezeu ție? Și el mi-a zis, eu cred că mie și casei mele Dumnezeu ne-a dat primirea de oaspeți într-un mod special. Am urmărit familia asta. Perioada când am fost acolo, am și copilărit în biserică acolo. Aș putea spune că dacă a fost cineva care a dat dovadă de excelență la capitolul primirii de oaspeți, a fost familia asta. Și am fost așa oarecum mișcat de imaginea atât de clară pe care eu aveau cu privire la chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o casei lor. Aceea de a-i găzdui pe sfinți în casele lor. Și am spus exemplul acesta tocmai pentru a întări ceea ce spuneam adineaori. Pentru că, indiferent de care este slujba încredințată de Dumnezeu nouă, să ne aducem contribuția în lucrarea lui Dumnezeu pentru ca biserica să fie zidită. Suntem la finalul acestei misiuni și mă gândesc că o întrebare care ar trebui să fie în inima și în mintea fiecărei persoane care ne urmărește este întrebarea dacă ne cunoaștem darul. Dacă avem o claritate asupra chemării și lucrării pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o, aminteai de familia aceasta din Moldova Nouă, putea să spună fratele, n-ar strica pe lângă ospitalitate să mai ajung și la amvon. Chiar dacă poate în inima lui își dădea seama că nu prea e pentru asta.
E foarte important să-ți cunoști locul și slujirea, dar și limitele. Pentru că fiecare dintre noi are anumite limite așezate de Dumnezeu, limite prin care să ne exprimăm dependența față de ceilalți care sunt în trupul lui Hristos și față de Dumnezeu în ce privește slujirea. Da, eu cred că foarte mulți credincioși nu ajung să trăiască niciodată adevărata bucurie a umblării cu Hristos, tocmai din cauza că nu își cunosc darul. Și întotdeauna trăiesc cu frustrarea că, vezi, Doamne, ei fac un lucru mult prea lipsit de importanță comparat cu alte persoane care fac slujiri publice. Însă, noi trebuie să înțelegem că valoarea slujbei noastre este dată de chemarea lui Dumnezeu și nu de slujirea în sine. Pentru că dacă Dumnezeu m-a chemat pe mine să fiu mijlocitor în rugăciune, chemarea aia lui Dumnezeu e cea care îmi dă valoare. Și împlinire. Și împlinire. Nu actul mijlocirii în sine, ci împlinirea slujirii respective, de fapt, nu face nimic altceva decât să așeze în inima mea bucuria aia continuă, că fac ceea ce vrea Dumnezeu să fac. În momentul în care eu am avut o anumită perioadă în care am fost, mi-am dorit să fiu proroc, mi-am dorit să am manifestarea asta a Duhului, darul acesta. Și am fost frustrat că numai nu se întâmpla. Până când am ajuns să fiu mulțumit cu ceea ce mi-a încredințat Dumnezeu să fac. Și mulțumirea asta a adus în viața mea o bucurie care nu poate fi egalată. Mi-aduc aminte de un alt frate, care el era mijlocitor în rugăciune. Și mi-a zis, frate Iulian, ori de câte ori ai o anumită nevoie specială, contează pe sprijinul meu în rugăciune și solicită-mă să mă rog pentru tine. Mi-aduc aminte că m-am rugat, am traversat o perioadă mai sensibilă și zis, Doamne, rog pe fratele Sami, așa îl cheamă fratele, să mă susțină în rugăciune, că știu că ăsta este darul lui. Nici nu pot să-ți explic sau să comunic suficient de clar ca să ajut ascultătorii noștri să înțeleagă ce bucurie am văzut pe fața omului aceluia când i-am solicitat sprijinul prin aplicarea sau împlinirea darului pe care el știa că l-are. Și mi-am dorit, uitându-mă la el, m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dă-mi și mie bucurie ca a lui, atunci când fac slujba pe care Tu mi-ai încredințat-o să o fac. Cu gândul acesta punem punct emisiunii de astăzi și vreau să-ți mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune și până săptămâna viitoare, la aceeași oră, aceea zi, Dumnezeu să ne ajute să lucrăm pentru El și în același timp să apreciem ceea ce fac și alții pentru împărăția lui Dumnezeu.